Probleme cu consumul de apă la centrul Cristian din Târgu Jiu. O echipă a Paregio Gorj a efectuat o verificare la această unitate, în urma căreia a fost sesizat un consum nejustificat de peste 1500 metri cub de apă. Din păcate, cum să vă spun, nu e un caz izolat, asta odată. Eu n-aș da-o pe rea intenție, deși până la urmă asta o să constate organele de cercetare penală. Aș da-o mai curând pe negligența. Dar până la urmă, oricum, în ceea ce ne privește, ni s-a produs un prejudiciu. Consumat, canalizarea, serviciile de canalizare au fost prestate și nu s-a plătit. Din câte știu, 1500 de metri cubi, într-o parte, de câteva mii de metri cubi. La tarifele de 2,59 apă și 2,77 canal. Primarul Marcel Romanescu spune că întreaga vină o au reprezentanții societății de apă și canal care nu au facturat apa. Centrul Cristian, în momentul de față, există contorizare făcută din momentul în care s-a dat drumul la acel centru, care registrează permanent cantitatea de apă pe care o folosește de la centrul Cristian. Mai mult decât atât, atâta timp cât n-a fost facturată, n-avea cum să fie plătită, pentru că plățile pentru consumul de apă și canal se fac prin factură. Deci societatea Paregio trebuia să factureze. Știu foarte bine că acolo există un ceas, există până la urmă și sigiliu pe contoarele respective. Mi-a fost adusă și la mie, și mie la cunoștință de către doamna director Alina Toade de la Direcția de Protecție Socială, însă nu poți factura cantitatea de apă dacă societatea care se ocupă de aceste servicii nu îți facturează serviciile respective. Centrul Iasomia din Târgu Jiu a fost descoperit de către angajații Paregio Gorj fără contor de apă în urmă cu câteva zile. De asemenea, și la stadionul municipal din Târgu Jiu au fost descoperite nereguli. Acolo au fost găsiți înregistrați doar 3 contori în loc de 5. Societatea Paregio Gorj înregistrând o cantitate de 5.000 de metri cub de apă consumată ilegal.